interesul meu este să dau mai departe. O să mai fie, da. Sunt și eu om, am și eu viața mea și o să le fac așa pe etape. Dacă mă cunoșteați acum 10 ani, atunci eram tare prinsă în nebunia asta de a promova arta și cultura românească, da. Na, acum le fac așa. O să întorc camera să vă mai arat așa puțin. Mai am 14% baterie. Fac o poză cu domnul Ilinca și mă plimb și eu de una singură, că tare e bine atunci când te simți bine cu tine. Dar astea vor fi alte discuții. Mut camera. Să vedem cum mută camera. Bun. O să dau o tură până când domnul Ilinca se eliberează, vedeți? Domnul Ilinca, erau copii pe acolo, dar o să revin către dumnealui. A rămas singur, dar lasă bea apă. În fine, hai să nu creadă că plec, știi? Așa, fără să salut, nu e cazul. O să ne plimbăm puțin. Ne plimbăm puțin pe la Harghita. Ia uitați. Harghita. Este o casă din gospodărie, îmi cer scuze, 1862. Soțul și copiii ce fac? Bine fac. Nu am nici soț, nici copii. Știu că ai glumit. Deci o casă din Harghita. Și o doamnă care lucrează. Foarte tare. La Andrele. Lucrează la Andrele. Și maică mea face la fel. Ia să vedeți. Bună ziua! Bună ziua! Ia uitați cum e o casă la Harghita. Ia să vedem ce-mi place intrarea asta. Da, să vă arăt. Pe circular, așa. Ok. Vai, ce frică. Mie îmi pare rău că nu pot urca în pod. Dar e gol. Dar era fain. În fine. Uitați obiecte. Diverse. Și aici războiul. Nu războiul. Război de făcut. Covoare, carpete, nebunii. Când eram mică, mergeam cu maica mea, mama tatălui meu, la șezătoare și aveau război și făceau ei. Iubirea asta mea pentru artă și tradiții românești este de la bunica mea, zicea maica. În fine, alte discuții. Da, e război de țesut. Da. Vedeți cum aveau? Nu aveau nevoie de mult, dar asta pare mare totuși, casa asta. Și cred că acolo e și un pat, nu știu dacă vedeți. Pe lângă dulapul ăla de bucătărie. Dar e o sfoară și n-am voie să trec de ea. Suntem limitați, ceea ce e ok, că uite și de asta de făcut unt. Ai o comunitate pe noi. Da. Ia uitați, sfăraș din lemn, ce fain. Mai dăm banii pe plastice. Avem grijă de natură, cum am. Ciubăr. Și bunica mea avea unul cu multe suveici. Nu pot să le ating, că na. O să vă arăt eu în alte părți unde pot să ating. Nu aici, la muzeu. Cunosc și alți oameni. Nu, hai să mai dau o tură. Pe aici se poate da, mă, uite că a avut dreptate. Puteam să parchez mașina aici. Apropo, cu parcarea în București e durere. E 6 lei ora. Prin aplicație 5,95 lei. Dacă stai două ore, plătești 5,95 lei. Dacă stai a treia oră, ceea ce am făcut eu acum, că au trecut aproape 3 ore, am plătit 11,90 lei pe aplicație. Deci în București dai banii pe parcare. Mai ales că eu am mașină de Argeș. Bun. Acum să vedem. Nu pot să filmez persoane până dau o tură așa și mă întorc la Ilinca să-mi iau la revedere. Cât mai am baterie? 12%. Ok, uitați soarele, nu știu, stați un pic, soarele pe casă, dar să intru să... Asta e o casă din 1927. Tu l-ai, doamne, opa, cine să fie? Chiurti și colaci. Nu m-am uitat la Chiurti și colaci. Vedeți în soare, îl vedeți acolo? Stați să... acolo,
Foarte mișto. Ia să vedem dacă putem să ne uităm prin pe geam. Ne uităm pe geam, dă-i gol. N-am ce să vă arăt. Podeaua. Ok. Nu știu, mie mi-e frig, da. La voi e căldură, nu? Sunteți pe acasă? Pe unde sunteți? Bine că bate un pic soarele. Iar sunt oameni care își vând produse. Vai, astea sunt superbe. Stai să vă arăt ceva, îl știu pe individ. Uitați și voi ce artă. Machetare, mă. Așa ceva vreau și eu. Am încercat eu. Doamne Dumnezeule. Păi da, tu ești în Elveția, Mihaela. Acasă, dar răcită colță. Doamne, ce superbe sunt. Sunt superbe. Felicitări. Doamne, sunt... Astea două sunt în Sinaia, astea două. Da? Și sunt față în față. Doar drumul le desparte. Deci asta și cu asta. Da, la Furnica, dacă știți unde e zona Furnica. Da. E și un han acolo. Da? La Furnica a sus la 2000? Nu. E în oraș, e în drumul spre Peleș. Spre Peleș, aha. E în oraș. Ce preț sunt casele, pe uitați, le vedeți. Partea de jos e un drum care urcă așa în pantă. Sunt 300, 200, adică sunt chiar ieftine. Credeți-mă că e muncă. Ieftine, doamna, pentru că dacă zi mai sus nu mai cumpără nimeni, că tot se gândesc că le vine factura de gaze și de... Asta fără 500 de lei în alte condiții n-aș da, dat. Da, corect. Da. Doamne, ce faine sunt. Deci reproduceri după case reale, adică dacă, nu... Dacă cumva superbe. Puteți să găsiți pe net vila, acum mai zice Vila Carmen. Vila Carmen. Carmen, înainte te zicea Panseluța pe vremea lui Ceașcă. Aveți o carte de vizită? Sau cum vă cheamă? Vă dau scris pe ceva. Da, dați-mi scris. Aveam pe aici, aveam și grea. Am și un pix. Am pix, am tot. Aveți site ceva? Am și site. Perfect, haideți să scriem. Scrieți dumneavoastră sau scriu eu? Eu scriu foarte urât. Dumneavoastră ar trebui să scrieți că văd că face și după case la comandă? Face și după case la comandă? Depinde de model acum, că sunt unele modele cu tot felul de răzbizuri, de chestii de astea care n-am unde să le... Am înțeles. Fac sculptură. Nu. Ce vreți, număr de telefon? Da, și să-l vadă, sunt într-un live și o să vadă oamenii și o să vă contacteze. Să notați și site-ul, na, să nu vă dați numărul de telefon, că n-a presens să vă sune lumea așa, mai bine un site. Uitați, domnul care face aceste minuni de casă. Din ce le execută? Păi... Lemn, carton, piatră. Lemn, carton, piatră. Mai am 7% baterie. Vă mulțumesc mult. Mie mi se termină bateria și trebuie să fac neapărat o poză. Mulțumesc din suflet. Uitați, vă dau cadou un pix. Să rămână, dar aveam și un pix. Nu-i nimic, mai aveți unul. Nici o problemă. La revedere. Da. Acum vin. Așa. Mulțumesc și eu că ați fost prezenți. O să închid. Hai să mă dau un pic pe față, să nu ziceți, cu toate că nu e atât de... Dar mă întorc pe același drum și de asta. Comută camera. Vă mulțumesc că ați fost cu mine aici. Vă invit să vizitați toate muzeele satului din țara noastră. La Sibiu, la Golești, în Argeș. Și eu vă spun ce am văzut și cele care m-au impresionat. Adevărat că m-a impresionat cel din Sibiu, Muzeul Astra, da, eu sunt ardeleancă. Și se închide telefonul. Vă pup! O să-l închid, că mie că nu se va salva.